Salut tuturor și bun am regăsit la un nou episod. Astăzi când vedeți, da, Beluțul s-a întors, da, deci nu a plecat, încă este. Iar astăzi, cum v-am promis, în acest episod vom deschide 6 pliculețe de trolls. Aici avem stickerele care ne-au picat data trecută și dățile trecute. Iar aici avem unul dintre primele și sperăm și ultimele dubluri. Acestea sunt cele care ne-au picat și data trecută și data trecută. Pe ambele le aveți în descriere jos. Iar acum vom deschide primele pliculețe. Știți cum v-am învățat? Trepede și ușor facem. Deci luați aici, luați așa. Iei de aici, iei de aici și faci. Au zburat. Ok, nu mai azi. Ok, mai avem încă o dublură, păcat. Ok, avem un punct și un sticker era pe aici. Ok, și un sticker nou. E, două din una bună. Le punem aici. Continuăm. Ok, nu e dublu, este triplu de rock. Avem deja triplul de country, triplul de classic și uite și triplul de rock. Avem activezul care este de la Cowboy. Și punctul cel de toate zilele. Următorul piculeț. Tot de la country, de data asta fata. Un punct și papam, cel de la techno, fit techno. Numărul 44. Următorul. Punctul, stickerul și acest monstruleț. Băi, dar mă sperie, zici că e păianjen ceva cu lilieci, nu știu, e tare urât. Punem aici. Băi, urât te-am mai făcut. Ok, continuăm, fiecare creatură cum este. Acesta? Un nou sticker și exact am primit setul numărul 11 pe care îl avem aici Dingles, ok, ei și numerele lor ciudate pe care nu le pot citi niciodată în istoria pliculețelor. Punctul. Sticker bun, sticker care îmi place. Acesta cu popi și ciot. Este acesta. Și îl avem pe ciot singur. Băi, îmi plăcea dacă era cu popi, dar avem și pe el și pe ea. Ok. Nu mai sunt pliculeți. Ei, păi de asta va trebui să urmați. O să mai luăm un din ăsta și îl vom completa, fiindcă așa facem noi la fiecare final de episod cu troll și tranzicția cea de neuitat. Ok, și avem și tranzicția cea de toate zilele. Iar aici avem stickerele puse și mai avem încă un cartonaj de reducere. Mai câte avem pe aici? Asta e completat? Nu e completat. Care Dumnezeu mai completat aici? Acesta e completat, oare ești tu cel norocos? Opa! Și acestea sunt cele pe care le-am completat. Cum vedeți, sunt pregătite pentru imediat ce se lansează acel pluș misterios. Avem deja pregăteala. Așa că dacă acest videoclip v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, un comentariu și un share în care puteți să-mi spuneți ce vreți să mai fac sau dacă v-a plăcut seria cu trolii. Bye!